Bună și bine ați venit, bine ați revenit pe acest canal pe care se discută foarte mult despre parfumuri, foarte, foarte mult, odată cam la 2-3 zile așa. Vedeți ce am aici? Parfumuri noi. Sunt parfumuri noi de la Maison Asrar. Bineînțeles că am 3 și pe acesta l-am luat exact când l-au pus pe site, pentru că este gourmand. Maison Asrar, o casă nouă pe Dubai Collection, probabil că ați văzut voi una alta pe internet până să vin și eu cu un clip, dar am vrut să mă conving de ele mai bine și să le testez și să vin apoi cu mai multe informații, pentru că am și o pungă cu mai multe parfumuri aici. Am zis să testez cât mai multe pentru că este o casă nouă și probabil că sunteți curioși și curioase să aflați mai multe. Prețurile sunt ok, o să vă pun pe ecran prețurile pentru că nu mai știu exact, am idee, dar nu mai știu exact cât sunt. Și o să încep cu acesta care aproape că nu are loc în cadrul acesta. Este o cutie foarte mare, parfumul are 100 de ml, este 120 și ceva de lei, da, cred. Este un parfum inspirat de Love by Kilian, pe care eu nu-l cunosc, nu l-am testat, dar am auzit și eu atâtea despre Kilian și sună bine foarte multe dintre ele. Haideți să-l desfacem sau să vă arăt puțin cum este cutia. Ca de fiecare dată, cutiile sunt de calitate, este o cutie grea și bine făcută, la fel este și sticla. Are așa o deschidere interesantă, are un capac greu și aici avem un detaliu pe fundul sticlei, o floricică și haideți să mirosim acest parfum. Pulverizatorul nu pot să zic că este cel mai bun, dar e ok și miroase foarte bine parfumul acesta. Are în vârf, scrie gourmand, floare de portocal, în mijloc avem vanilie, floare albă și în bază avem mosc. Ei bine, deschiderea aceasta este superbă dacă vă place floarea de portocal. Este o floare de portocal pudrată cu mult zahăr, deci mi se pare un parfum foarte dulce și zaharicios, potrivit pentru vreme mai rece, dar acum depinde de fiecare cum vrea să poarte și ce vrea să poarte. Da, este un, din punctul meu de vedere, este un parfum floral, gurmand, zaharicios. Îmi place foarte mult cum se deschide. Este un parfum foarte intens și foarte persistent, destul de liniar, nu aș putea să spun că se transformă foarte, foarte mult. Iar despre partea asta gurmandă, nu pot să zic că mă duce cu gândul la ceva mâncabil, pot să zic doar că este un parfum zaharicios, cu această floare de portocal, cu mult zahăr pudrată și aș putea să zic că mă duce cu gândul și la o gumă de mestecat, dar nu neapărat. Prima dată când l-am testat, cam ceva de genul mi-a trecut prin cap, gumă de mestecat, dar după ce l-am purtat și după ce l-am mai mirosit, mi-am dat seama că este această floare de portocal foarte zaharicioasă. Este un parfum foarte frumos, din punctul meu de vedere, mai pentru vreme rece, însă v-aș recomanda să-l testați înainte, găsiți și pe Dubai Collection și mostre, să puteți să testați parfumul înainte și chiar vă recomand să faceți asta. Nu mi se pare că este un parfum gourmand de cumpărat blind, pentru că are și ceva acolo, mai ciudățel aș putea să spun, dar per total este un parfum frumos, este un parfum zaharicios, floral, gourmand, dulce și are un preț foarte bun. Chiar este un parfum ok, dar testați-l pe acesta. Și trecem mai departe la două parfumuri de la Maison Asrar care fac parte din colecția MSA.
Se pare că acesta poartă și numele colecției și haideți să vă arăt așa. Sunt doar două parfumuri în această colecție și le-am vrut pe ambele pentru că m-au cucerit sticlele lor și cutiile arată foarte bine. Avem așa. Și haideți să le desfacem pe ambele pentru că vreau să vi le arăt, să vedeți cât de bine stau unul lângă altul și să fac loc aici în cadru pentru că mă deranjează. Ok, trecem la parfumuri. Uitați-vă, uitați-vă la minunățiile acestea, cât de frumoase sunt, au pietricele, deci arată foarte bine, sunt așa foarte luxoase. Acesta este cu rose gold, acesta este cu auriu, dar îmi plac foarte mult sticlele și chiar am vrut să le iau pe ambele și să le pun așa pe măsuță. Dă foarte bine combinația aceasta. Și haideți să începem cu Zenobia. Acest parfum este preferatul meu, deși am fost super încântată de acest Facma. Am fost foarte încântată de acesta și l-am comandat primul. Pe mine m-a cucerit Zenobia. Odată cu parfumul acesta am comandat și Mostre și mi-a plăcut foarte mult acest Zenobia. Deci este superb parfumul acesta. Și sticla este frumoasă și parfumul este foarte frumos și are și un preț super, super bun. Acesta este preferatul meu și dacă ar fi să vă recomand unul, ar fi acesta. Și mai am unul pe care l-am descoperit în aceste mostre, dar o să discutăm imediat și despre ele. Deci, nu ai cum să nu iubești acest parfum. Nu ai cum! De fapt, sticluță, parfumul eu știu deja cum este și îmi place la nebunie. Ok, hai să vorbim puțin despre note. Avem așa. Bergamotă, salvie și picant. Avem în mijloc iasomie și floare de portocal. În bază avem tonka, vanilie și lemnos. Așa scrie. Așa vă spun și eu. Vai de mine ce parfum am descoperit eu aici. Are un pulverizator super bun și să știți că este mai bun decât la Emesa, deci este mult mai bun pulverizatorul și avem aici un parfum foarte elegant în primul rând, miroase spicy, dulce, floral, avem tuberoze, avem tonka, cred că este și o ambră, este un parfum cald, floral, sexy, un pic sărat. Un pic de, parcă, este puțin sărat, puțin dacă ați mirosit Olympia Intens, este mirosul acela când se usucă de vanilie, sărat, ceva de genul, așa este și aici, doar că aici avem tuberoze care sunt potolite, avem iasomie, deci avem flori albe. Nu este tuberoza aceea bubblegum, chiar mi se pare un parfum foarte bun, mai ales pentru prețul pe care îl are, îmi place mult de tot acesta și testați-l înainte să nu aveți surprize, însă din punctul meu de vedere acest parfum este minunat, este dulce, floral, spicy, foarte sexy, după cum vă spuneam, seducător, așa, mi se pare un parfum potrivit pentru seară. L-aș vedea foarte potrivit acum, în perioada aceasta, seara. Și haideți să discutăm și despre celălalt parfum din colecția MSA, cel care îi poartă și numele. Sticla este minunată, are o pietricică neagră. Ambele parfumuri sunt unisex, însă pe acesta îl văd foarte, foarte feminin. Îl văd un parfum sofisticat și miroase a parfum scump. Acesta
îl văd un pic dus în zona masculină, dar îl port și eu. Știți că sunt unele parfumuri unisex care mi se par atât de masculine încât nu le-aș purta. Știți că mie îmi plac foarte mult parfumurile foarte feminine, dar este o discuție lungă pentru că am în colecție parfumuri unisex care pentru alții sunt, pentru alte femei, de exemplu, sunt masculine și știu că voi iubiți foarte multe parfumuri unisex care pentru mine sunt cam masculine, să zic așa. Și da, acesta este un parfum, aș spune eu, un pic aromatic, un pic mai proaspăt, un pic pentru momente de relaxare. Mă duce un pic în zona masculină și, ca să vă faceți așa o idee, mă duce cu gândul la, nu știu, un bărbat care iese la o terasă pur și simplu pentru a se relaxa și nu mi se pare un parfum prea sofisticat, mi se pare destul de purtabil, mi se pare că se duce un pic în zona de Tonka de la Jo Malone, pe care, apropo, îl port cu mare plăcere pe acela, doar că acela se încălzește mai mult, se îndulcește. Da, seamănă un pic în deschidere, dar nu vreau să intru prea mult în detalii pentru că, sinceră să fiu, nu prea rezonez cu parfumul acesta. Dar este un parfum frumos și vă recomand să-l testați. Nu mi se pare picant, mi se pare destul de aerisit, nu mi se pare balsamic. Mi se pare un parfum mai aromatic, dacă pot să zic așa. Da. Testați-l înainte să-l cumpărați. Și haideți să trecem și la acestea, la aceste mostre, pentru că m-am îngrijit cu clipul acesta. Nu pot să țin o pungă cu bule în mână fără să o pocnesc. Așa. Avem aici Zenobia, pe care l-am și cumpărat după ce am testat această mostră. Avem Hamsat Garam, Hamsat Ishq. Ia să mai scoatem de aici din punga magică. Avem așa Rose Honey, Hamsat Hob și mai avem Treasure. Așa. Deci, 5 parfumuri și haideți să începem cu acesta. Treasure este un parfum, eu am crezut că ar putea să fie o clonă a parfumului Idol Aura sau Aura, dar nu este. M-am gândit la asta, după aia m-am gândit că poate să fie după Olimpia inspirat, dar nu. Și totuși seamănă cu alt parfum pe care eu l-am avut în colecție și pe care i-l-am dat unei prietene. Aici avem mult trandafir, deci este un parfum cu trandafir. Da. Să știți că mie îmi place, mi-a plăcut foarte mult Ajvada, dar am fost într-o perioadă în care nu mi-am dorit să mai port parfumuri cu trandafir turcesc. Dar da, mă duce cu gândul la Intens Cafe, la Ristretto Intens Cafe, asta dacă scoatem cafeaua, și la Ajvada. Da, seamănă foarte bine cu Ajvad de la Latafa. Da. Na, în cazul în care vă place trandafirul, încercați acest parfum. Este intens, persistă bine parfumul acesta, radiază foarte bine, da, e ok. Și trecem la Hamsat Garam, care este acesta. Acesta este. Are sticla de un verde superb, îmi place foarte mult sticla și hai să vedem ce note are, de fapt hai să vedem de ce parfum este inspirat. Este inspirat de parfumul Yves Saint Laurent Supreme Bouquet și are ca și note fructate, piper roz, pară, în mijlocare iasomie, tuberoză, ilang ilang și în bază avem ambră, mosc și patchouli. Dacă ați mai testat
parfumuri inspirate de Supreme Bouquet, pentru că sunt o grămadă. Chiar și Twins are parfumul, un parfum inspirat de acesta. Să știți că mie îmi place foarte mult. Este unul care pe mine mă duce cu gândul la sâmburi, sâmburi de caisă. Nu mai știu, când eram mici, un pic amărui așa. Când eram mici, mâncam sâmburii aceia, îi spărgeam cu piatra și mâncam și ne plăceau. Un pic amărui, da. Miroase foarte bine acesta, deci miroase foarte, foarte bine și dacă nu v-ați luat până acum o clonă pentru parfumul acesta, să știți că se duce destul de mult în zona celorlalte clone pe care eu le-am testat, pentru că nu am testat originalul. Deși acesta mi se pare mai puțin balsamic, deci nu știu, am mai testat și de la altele, se duce mai mult în zona de Twins. Știți cum este, și parfumuri inspirate de altele celebre au și ele, până la urmă sunt făcute diferit. Are și ceva al lui și acesta, dar clar îl recunoști. Poate că are un pic de ceva sărat, nu știu ce am cu partea asta sărată. Nu simt ilang neapărat sau tuberoză. Iasomia o simt. Nu știu ce să vă zic. Combinația aceasta este una plăcută și întotdeauna mi-a plăcut orice parfum inspirat de Yves Saint Laurent Supreme Bouquet. Mi-a plăcut. Încă nu mi-am luat în colecție. Parcă nu mi-aș lua momentan, dar îmi place cum miroase. Rose Honey este inspirat de parfumul Dior Tobacolor. Eram foarte curioasă, nici măcar o clonă nu am testat până acum după acest parfum. Și haideți să vă arăt cum este el pe site. Așa arată pe site. Este o sticlă foarte interesantă. Prețul este de 99 de lei. Chiar mi se pare un preț foarte bun în cazul în care vrei un parfum foarte miros, un parfum cu tutun. Are ca și note mandarină, prune, mugure de cuișoare, tutun, labdanum, frunze de ceai, așa, miere, vanilie, boabe tonka. Haideți să vă descriu eu parfumul acesta, ce este foarte intens. O nebunie, foarte intens. Dacă ați testat alte parfumuri inspirate, poate că voi îl cunoașteți mai bine ca și mine. Dar este un parfum foarte dulce și miros și mă duce cu gândul la turtă dulce. Dar o turtă dulce de calitate. Chiar în zona aia mă duce cu gândul. Turtă dulce. Miroase bine, este miros, este foarte dulce. Și acesta este un parfum unisex, dar da, este unisex și pentru mine, adică l-aș purta și eu cu plăcere în perioada rece. De asta nici nu mi l-am comandat. Nu știu dacă mi l-aș comanda neapărat. Acum nu este momentul, pentru că mă gândesc la cu totul și cu totul alte parfumuri. Testați-l și pe acesta. Dar da, este foarte miros și mă duce cu gândul la turtă dulce. Hamsat Hob este inspirat de Victoria's Secret Love is Heavenly și sticla arată așa. Bineînțeles că este roșie, uitați-vă cât de frumoasă este. Da, hai să vedem și notele. Este floral fructat și are un vârf trandafir, floare de mandarină, portocal. În mijloc avem orhidee, frezie, bujor și în bază avem mosc, abanos și vanilie. O să dau aici pe cutie pentru că nu mai am hârtiuțe. Da, acesta este un parfum potrivit pentru perioada asta, potrivit pentru vară. Este un parfum fructat, floral, ușor, dar și proaspăt în același timp. Chiar se simte ceva, poate, nu știu, se simte trandafirul cu ceva fructe roșii, dar și proaspăt în același timp, poate codițe de la trandafir sau poate fructe ceva mai necoapte, dar se simte foarte bine trandafirul,
și miroase bine. Un parfum ușor, potrivit pentru primăvară și vară, chiar este frumos și acesta. Și haideți să trecem și la ultimul, care se numește Hamsat Ishq. De data aceasta avem o sticluță portocalie și ca și note avem așa ambrat floral, lemnos, în vârf, în mijloc flori albe și benzoin și în bază avem mosc. N-aș putea să spun că simt asta în acest parfum. Pentru mine acesta este unul... O să dau pe cealaltă cutie cu ea, cu el. Eu l-am testat pe piele, să știți. Acesta miroase mai bine pe piele. Este un parfum spicy, vesel, un pic oriental, fructat. Mă duce cu gândul la Sakura ca și categorie, dar nu înseamnă ca și miros neapărat. Dar este și proaspăt, este și dulce, este vibrant așa. Deci acesta chiar mi-a atras atenția și vă recomand să-l testați. El ar fi inspirat de parfumul Lintar di Rouge, dar n-aș putea să zic că mă duce cu gândul în zona aceea, pentru că eu în Lintar di Rouge simt și tuberoza pe care o simt în EDP, iar aici nu o simt. Da, se simt și ceva flori, dar per total așa mi se pare un parfum mai fructățel, mai spicy, proaspăt, proaspăt condimentat cumva, foarte vesel, foarte girly, potrivit pentru perioada asta, aș spune. Și să știți că radiază foarte bine. Da, acesta mi-a atras atenția și îmi place mult. Are și o sticlă foarte frumoasă, are și un preț foarte bun și da, să fiți cu ochii pe el, să-l testați înainte, de fapt testați-le pe toate și aici avem favoritul meu de la Maison Azrar, din ce am testat până acum, desigur că o să mai descoper eu și altele, dar acesta este parfumul care mi se potrivește mie cel mai bine. Este un parfum cu un preț mic, dar care miroase foarte bine. Îmi place mult de tot și vreau să mai dau puțin pe piele. Unde să mai dau? Unde? Da, să știți că l-am tot pufăit, l-am tot purtat și el acum se deschide direct spicy, direct dulce. Se simt și florile acelea în combinație cu tonka. Deci este minunat parfumul ăsta. Și v-am zis, mi se pare un parfum floral, ambrat, cald, condimentat, care este foarte feminin, elegant și sofisticat. Și sticla, să știți că îi se potrivește de minune. Ei bine, cam atât s-a putut pe ziua de astăzi. Sper să reușesc să vă fac, să mă fac înțeleasă și să vă pot ajuta să faceți o alegere de la această casă nouă, pentru că asta a fost și intenția mea, să vă spun părerile mele despre aceste parfumuri care sunt noi și găsiți destul de puține păreri pe internet. Sunt parfumuri bune și prețurile sunt chiar mici, deci chiar mi se pare prețuri super, super bune. Cu siguranță o să vă găsiți parfumurile potrivite de la Maison Azrar. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Aștept cu mare drag părerile voastre, aștept să-mi spuneți în comentarii dacă ați testat ceva până acum și ce vă tentează și ce vă tentează după ce m-ați auzit pe mine cât am vorbit, pentru că o să văd la editare, dar cred că am vorbit destul de mult. Dacă nu v-am lămurit, spuneți-mi în comentarii și discutăm și acolo. Pe mine mă găsiți pe Instagram, abonați-vă dacă nu ați făcut-o încă, toate detaliile le găsiți în descrierea clipului. Ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!